Cine dă start? Da, încep eu. Bună ziua, stimatul domnul ministru, stimați reprezentanții instituțiilor media. Ne bucurăm să anunțăm azi lansarea programului de vouchere pentru electrocasnice, un program care a fost dezvoltat în baza proiectului pilot implementat de Prud Moldova, în parteneriat cu Prud Moldova și finanțat de Uniunea Europeană, care s-a încheiat la sfârșitul lunii iulie, respectiv în baza experienței pozitive care a fost acumulată în cadrul programului pilot. La sfârșitul lunii iulie a fost aprobat programul EcoVoucher, programul de înlocuire electrocasnicilor vechi cu altele noi de către Guvernul Republicii Moldova. A fost alocate 54,4 milioane lei pentru implementarea programului la etapa națională. Respectiv, azi suntem bucuroși să anunțăm că deja primele trei vouchere au fost valorificate, au fost lansate sesiunea de dimineață și suntem la dispoziția noastră să prezentăm detaliile acestui program, dar până a veni cu detaliile despre program, îl rog pe domnul ministru să vină cu câteva informații despre relevanța programului pentru implementarea politicilor, atingerea obiectivelor în domeniul eficienței energetice la nivel național. Domnul ministru. Mersi frumos. Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai presiei, astăzi, într-adevăr, lansăm un program finanțat din buget, din banii guvernului, care vine să continue acea inițiativă pilot care a fost finanțată cu sprijinul Uniunii Europene și implementată de PNUD și care are menirea să, spunem, să rezolve una din problemele fundamentale pe care le avem noi legate de energie, facturile la energie, sărăcie energetică. Toată lumea cunoaște că la noi nivelul de sărăcie energetică este ridicat. Evident, foarte multă lume este îngrijorată de facturi. Evident, lucrurile astea sunt speculate, în special în perioadele electorale, înainte de alegeri. Foarte multă lume face zarvă la tema și speculează politic subiectul facturilor la energie. Toți vorbesc despre cât sunt tarifele la energie și cum noi putem să le reducem, cum noi trebuie să le reducem, cât să mergem în Uniunea Vamală, Rusia și Belarus sau în altă parte. Ceea ce este omis din toată această discuție și, de fapt, ceea ce vrem noi să venim cu alternativă, cu abordare alternativă la aceste narrative populiste, sunt măsurile de eficiență energetică. Cunoașteți și va fi tot săptămâna asta lansat fondul rezidențial de eficiență energetică, dar pe dimensiunea de energie electrică, la fel. Facturile noastre înalte la energie, în special și inclusiv la cei care nu își pot permite, care au venituri reduse, nu țin doar de prețul energiei. În mare parte vizează modul cât de eficient utilizăm noi această energie, cât de eficiente sunt echipamentele pe care le utilizăm. Pentru că odată ce cu toate fix aceleași condiții, cu fix aceleași tarife, cu fix aceleași prețuri de achiziții, dacă utilizez un echipament performant și ai lucru făcut, nu știu, utilizând 10 kWh de energie și cu un echipament mai puțin performant poți să utilizezi și 12-15 kWh de energie. Asta, într-un final, definește factura. Nu doar tariful, dar și eficiența utilizării acestei energii. De asta, ceea ce ne propunem, și acest program a fost dezvoltat în mod special pentru a targeta populația cu venituri reduse, ne propunem ca pentru acei consumatori care au un grad de vulnerabilitate energetică extrem, să le oferim, în baza datelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în baza acelor chestionare, aplicații care se completează fiecare an până în luna noiembrie, dacă nu greșesc, noi utilizăm baza de date pentru anul precedent, pentru a lansa programul în fiecare an nou. Da, anul ăsta cumva a fost puțin mai târziu, noi am început acest
program de-abia în a doua jumătate a anului. Anul viitor sperăm să intrăm într-o regularitate, într-o normalitate, când aceste programe se lansează de la începutul anului, respectiv datele din baza de date a persoanelor expuse la vulnerabilitate energetică să fie mai recente, mai corecte, mai actualizate. Ce ne propunem în esență? În esență ne propunem ca acei consumatori care au astăzi echipamente care consumă multă energie. În special ne-am focusat de data asta, și aici vor vorbi mai detaliat colegii, pe câteva tipuri de echipamente, frigidere, mașini de spălat. Astea s-au dovedit a fi cele mai solicitate în programele precedente. Să propunem consumatorilor care fac parte din categoria de vulnerabilitate extremă energetică să schimbe echipamentele lor vechi pe echipamente noi. Guvernul vine să compenseze o bună parte pentru unele echipamente chiar integral costul acestei schimbări. Va trebui să demonstreze că în esență își schimbă un echipament, deci să vină cu acel echipament vechi și slab performant, să-l aducă fizic la schimb, dar la fel, asta a făcut parte din program, pentru că suntem și un guvern responsabil față de mediu, ca aceste echipamente să poată fi valorificate, reciclate, reciclate în modul corespunzător. Deci nu vrem cu acest program să umplem toate, spunem așa, gunoiștile din țară cu echipamente vechi. Se presupune că ele vor fi aduse, vor fi reciclate în modul corespunzător, iar pentru asta a intrat în vigoare și sunt aplicate legile din domeniul protecției mediului, legea cu responsabilitatea extinsă a producătorilor, etc., etc. Noi vrem ca în urma acestui program să observ, să vedem că facturile celor care beneficiază de acest program scad, chiar dacă rămâne același nivel de confort sau poate un nivel de confort chiar și mai bun, având în vedere că echipamentele sunt mai noi, mai bune, mai calitative. Aceste lucruri ne le dorim, vrem să învățăm din experiența pe care am avut-o cu PNUD, pentru că au fost și lecții de învățat, au fost lucruri care ca pentru prima oară, întotdeauna, au mers unele mai bine, unele mai puțin bine și învățând aceste lecții, să lansăm acest program finanțat din banii guvernului. Eu cred că mai multe detalii vis-a-vis de ce se schimbă în esență de la programul actual față de programul pilot realizat de PNUD, o să rog pe doamna secretar de stat, Carolina Novac, să expună elementele principale, dar deja programul, procedura și toate celelalte elemente ale programului actual. În detaliu le va explica domnul Ion Muntean, directorul CNED. Vă rog. Bună ziua tuturor și mulțumesc, domnul ministru. Voi vorbi foarte concis pe modificările de bază aduse în deja programul național, deci nu mai vorbim de pilot, pilotul EcoVoucher. În primul rând, vorbim de modificarea categoriei de eficiență energetică. Da? Deci, anul curent și respectiv următorii 3 ani, pentru mașina de spălat vorbim de categoria de eficiență energetică de la A la B. Pentru frigider vorbim de categoria de eficiență energetică A, B, C și D. Deci, dorim să creștem gradul de eficiență energetică în conformitate și cu standardele europene pe domeniul eficienței energetice. A doua modificare ține și de produsele în sine care sunt acordate beneficiarilor. Da? Dacă anul trecut am acordat, pe lângă mașina de spălat, dar și frigidere am acordat și becuri LED, precum și plite electrice, iată anul curent ne-am limitat la mașini de spălat și la frigidere, tocmai pentru că, pe de o parte, reprezentau și o dificultate pentru unii beneficiari în ridicarea la o distanță mai lungă, da, acelui bec LED. Noi excludem ca să includem, da, deci becurile LED pentru anul viitor. Deci, respectiv pentru anul viitor se analizează și opțiunea includerii altor echipamente. Deci nu ne limităm pe perioada următorilor 3 ani doar la mașini de spălat și la frigidere.
O altă modificare pe care o includem este și calcularea post-factum a economiilor de energie realizate în urma instalării acestor două electrocasnice, precum și verificarea de către, din partea CNED, a prezenței acelor electrocasnice. Deci este important să ne asigurăm că avem acel impact pozitiv în urma instalării acestor și acordării acestor electrocasnice. Mai mult de atât, o a patra modificare, iată, vorbim de extinderea numărului de beneficiari. Dacă anul trecut am avut un singur magazin care acorda atât becuri și echipamente electrocasnice, precum și un singur magazin care acorda doar becuri, anul curent deja vorbim de o tot o altă competitivitate. Deci vorbim de 6 magazine care vor putea distribui aceste electrocasnice într-un mod proporțional, da, pe tot pe toată suprafața țării. A cincea modificare este inclusiv, deci cum am spus, pentru anul curent, în prima sesiune, da, deci ne referim la acordarea în jur de 7700 de deci beneficiari, de fapt, anticipăm să beneficieze în fond de aceste electrocasnice. Noi excludem extinderea acestui număr pentru sezonul de iarnă și, respectiv, cum am menționat, odată cu extinderea numărului de electrocasnice, numărul beneficiarilor va crește și pentru anul viitor și în al treilea an. O altă modificare importantă pentru anul respectiv este, pe lângă, deci, criteriile de bază de selecție a beneficiarilor. 1. Consumul mare de energie electrică. 2. Sigur, să se integreze în acel grad de vulnerabilitate extremă, foarte ridicată și ridicată. Și, de exemplu, să aibă și un număr mare de copii, dar anul respectiv deja am inclus și număr, deci cei care, familiile sau beneficiarii care au și pensionari sau dacă în acea familie se regăsesc și persoane cu dizabilități. Deci ideea este să poată beneficia cât mai mulți care realmente au nevoie de aceste electrocasnice, da? Și în ultima instanță, modificarea pe care am văzut-o benefică în includerea în pilotul, sau pardon, în programul național, iată, cei care nu pot valorifica la locul de față sau nu sunt în nu sunt prezenți în țară, atunci să valorifice acel voucher, atunci pot ori împuternici sau prin procură, da, să fie o altă persoană în care să ridice acel electrocasnic. Și nu în ultimă instanță, dacă, în primul rând, vreau să mulțumim și sprijinul Uniunii Europene pentru acordarea sprijinului financiar în implementarea acestui pilot și, desigur, și guvernului norvegian, care ne-a acordat în egală măsură sprijin pe implementarea deja acestui program. Mă opresc aici și dau cuvântul domnului director. Da, mulțumesc. Că se aude așa bine, da? Mulțumesc. Deci, în esență, o să încerc să explic succint în ce constă procedura de valorificare a unui voucher. În esență, am rămas pe aceeași abordare prin utilizarea unui sistem informațional care transmite SMS-uri la beneficiari atunci când ei sunt identificați, în baza criteriilor care au fost menționate de către doamna Carolina Novac, secretar de stat. Doar că de data asta am încercat să facem o țintire mai bună a diferitor profile de potențial beneficiari. Și aici mă refer la profile în ce se privește consumul de energie. Am diferențiat între consumatori care au un consum mai mare de energie și consumatori, o categorie de consumatori care au un consum mai mic de energie. La fel, gospodării care au mulți copii, inclusiv persoane cu dizabilități, persoane cu nevoi speciale în rândul membrilor familiei și persoane cu, deci persoane în etate. Având aceste criterii, o ordine de prioritizare pe fiecare criteriu, deci s-au identificat lista de potențial beneficiari. Lista de potențial beneficiari s-a calculat reșind din bugetul disponibil. La moment fiind disponibile 54,4 milioane de lei, deci reșind această sumă și valoarea voucher
voucherului 7.000 de lei, însă aceasta nu poate să depășească 70% din valoarea unui electrocasnic, s-a calculat numărul de 7.771 de potențial beneficiari care au primit vouchere electronice. Voucherele electronice ajung în cabinetul personal al beneficiarilor care au cont, după cum s-a menționat, pe platforma compensatie.gov.md, creat atunci când au depus cerere pentru compensație. La fel, cei care au și o adresă electronică, un e-mail, s-a expediat automat și un mesaj pe adresă electronică, la fel și un SMS pe numărul de telefon mobil. Informația dată cu beneficiar, cu ora de când s-a lansat sesiunea și termenul de validitate a sesiunii, a voucherului de fapt, a ajuns automatizat în formă automatizată și la magazinele parteneri ale programului. Vreau să menționez că avem 6 magazine parteneri ale programului. Este vorba de Bomba, rețeaua de magazine Bomba, Enter, Ultra, Accent, Maximum, așa, High Tech și Accent Techno, da? Respectiv, toți au primit, deci toți au acces la sistemul informațional și atunci când ajunge un beneficiar la aceste magazine, la una din magazinele acestor rețele, operatorii pot verifica ușor dacă persoana are voucher sau nu are voucher, după care se inițiază procedura de verificare acestui voucher și respectiv persoana trebuie să achite diferența de preț între prețul bunului electrocasnic și valoarea voucherului pe care o are. Această operațiune ar trebui să dureze maxim 15-20 de minute în funcție de cât de rapid se decide persoana să procure un echipament anume. Și, după cum spuneam, una din condiții este ca electrocasnicul vechi trebuie să fie returnat în schimb. Condiția pentru electrocasnicul vechi este ca acesta să fie complet asamblat. Nu este neapărat să fie funcțional și fiecare practic beneficiar poate să discute sau să organizeze în mod individual modul de livrare electrocasnicului vechi și electrocasnicului nou și preluare a electrocasnicului vechi de la domiciliu. Fie este acceptată opțiunea ca beneficiarul să aducă electrocasnicul vechi la magazin, dar este acceptată și opțiunea ca magazinul să livreze electrocasnicul nou după ce persoana a fost la magazin și a achitat diferența de preț și la livrare electrocasnicului nou se ridică electrocasnicul vechi. Respectiv, după finalizarea sesiunii, dar sesiunea durează 3 săptămâni, până pe data de 20 noiembrie urmează să fie desfășurată această sesiune, magazinele vor prezenta rapoarte care vor include informații despre numărul de vouchere verificate, beneficiari, acte care confirmă fiecare tranzacție sau fiecare verificare a voucherului, care vor include inclusiv act de primire predare echipamentului nou, act de primire predare echipamentului vechi, act de factură care demonstrează că echipamentele vechi au fost predate la un reciclator autorizat și doar după asta noi vom face plata către magazinele parteneri. În linii generale, cam în felul ăsta decurge implementarea unei sesiuni. Noi, cadrul Centrului Național pentru Energie Durabilă, am creat un call centru la care potențiale beneficiari, cei care au întrebări, pot apela la numărul de telefon 08055005. Respectiv pot primi răspuns la toate întrebările care pot apărea chiar și fiind la magazin acea persoană sau având nefiind sigur dacă are voucher sau nu, această persoană poate contacta și să afle informații. La fel, suntem în interacțiune și suntem în parteneriat cu Agenția Guvernare Electronică care gestionează centrele unificate de prestare serviciilor publice. Sunt peste 100 de centre pe tot teritoriul țării unde beneficiarii pot să meargă, cei care nu au un telefon mobil sau care nu au acces la internet, pot merge la cele centre unificate de prestare serviciilor publice pentru a verifica dacă au un voucher sau nu, pentru a primi suportul persoanelor respective.
La fel vom lucra și cu autoritățile publice locale, acolo unde cunoaștem că sunt beneficiari, ca să facilităm identificarea eventualelor beneficiari care nu au un telefon mobil sau admitem că poate nu au reușit să afle despre acest program, dar sunt beneficiari, fiindcă avem și beneficiari care nu au număr de telefon mobil, au doar un număr de telefon fix și respectiv notificarea prin SMS nu este suficientă, respectiv nu toți pot să cunoască că au un cabinet personal, un voucher sau nu, poate au uitat accesul la contul personal, de aceea avem pus la dispoziție aceste instrumente pentru a veni în suportul beneficiarilor. Cam asta este din partea mea pe scurt despre program. Am preferat să răspundem la întrebări sau eventual am spus că sunt magazinele parteneri în sală și dacă ar dori să vină cu intervenții eventual sau poate dumneavoastră aveți careva întrebări pe trei magazine. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представиться. Меня зовут Максим, коммерческий директор сети магазинов «Бомба». В первую очередь хотел бы выразить благодарность данному проекту, в то, что он существует, и то, что компания «Бомба» является одним из участников, и мы с радостью поможем осуществить данный проект. Мы готовы, в принципе, предоставить всем нашим покупателям всю необходимую технику, которая соответствует требованиям данной программы. Данная программа предоставляет уникальную возможность заменить старую технику на новую. Это, в принципе, позволит нам сократить расходы на коммунальные платежи. Это, наверное, является одной из самых важных вещей в нашей жизни, да, сократить свои расходы для того, чтобы сэкономленные деньги направить на что-то другое. Ну, в принципе, наверное, все. Eu am vrut să menționez doar suplimentar că data trecută, în programul pilot, una din constrângerile programului era că era doar magazinul Enter pentru electrocasnice mari, așa, inclusiv din cauza faptului că cea mai mare parte din celelalte rețele de magazine de electronice, de electrocasnice, nu aveau încheiate acele contracte pentru reciclarea echipamentelor astea mari cu operatori autorizați. Ne bucurăm că acest program, cumva, dincolo de faptul că ajută cetățenii să-și reducă facturile, ajută pe cei vulnerabili să-și îmbunătățească confortul, dincolo de asta, creează și o practică și introduce o cultură în, spunem, rândurile operatorilor de vânzătorilor de electrocasnice, de a avea așa o relație contractuală cu operatorii de reciclare și să avem o utilizare sau mai bine zis valorificăm sau să dispunem de acele deșeuri care rămân, de acele electrocasnice vechi care rămân, să le utilizăm civilizat, să nu facem dintre asta, să nu umplem gunoiștele, așa cum am spus, cu tot felul de echipamente vechi aruncate. Asta este la fel un, spunem așa, o contribuție indirectă sau un ajutor indirect al acestui program la civilizarea Republicii Moldova, la aducerea Republicii Moldova la niște standarde și de mediu mai apropiate de cele europene. Sau, ce cred că deja răspătit pentru trebuie partea prestanților cu tine. Pentru categoria extremă de vulnerabilitate energetică. Să înțelegem că acel beneficiar, dacă se încadrează în această sumă de 7.000 de euro, trebuie să-și cumpere și frigider și mașină de spălat? Este la alegere. De fapt, el poate procura un echipament mai scump, poate să fie și 15-20 de mii de lei, doar că valoarea voucherului va fi 7 mii de lei. Restul, diferența va acoperi singur din resursele proprii și indiferent de ce echipament este, mașini spălat sau frigider, menționăm că e vorba de frigider inclusiv cu congelator și mașini spălat inclusiv cu uscător. Adică
maxim 70%. Deci maxim de 70% se acoperă, dar nu mai mult de valoarea voucherului. Deci maxim 76%. Deja aveți 3 vouchere. Da, sunt în procesare, 3 vouchere am verificat acum. Pe viitor se examinează posibilitatea să trecem la, cum spunem, acum toți beneficiarii primesc notificările despre vouchere prin SMS. Ulterior, noi colaborăm și încercăm să construim această legătură între bazele de date ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale, între cei cu ce operează CNED și programul EVO. Deci unde spunem organizat de agenția de guvernare electronică, ca cetățenii să poată beneficia de aceste vouchere prin EVO, dincolo de varianta clasică. Treptat, repet, acest program se încadrează în eforturile generale ale guvernului, pe de o parte, de a ajuta consumatorii vulnerabili, pe de altă parte de a crește eficiența energetică, a reduce facturile la oameni, pe de altă parte de a contribui la standarde de mediu mai bun și la inclusiv ține cont și de procesul general de digitalizare a serviciilor publice și a economiei noastre. În cazul care, pentru că va fi un termen limitat în care trebuie valorificat acest voucher, dacă nu va valorifica voucherul după primul SMS, mai primește încă unul? Deci, foarte important aici, mersi pentru întrebare, vreau să întâmplă populația să ia în serios SMS-urile care vin de la expeditorul gov1.md. Deci asta este un lucru important. Nu excludem cum vor fi intenții de scrocherie și alte acțiuni șelătoare, de aceea este foarte important să acordăm atenție la aceste mesaje. Plus, beneficiarii cu 5 zile înainte de expirarea voucherului vor primi încă un SMS suplimentar prin care vor fi informați că în 5 zile expiră voucherul. Respectiv, după cele 5 zile, dacă persoana nu reușește să valorifice voucherul, atunci acest voucher nu va mai fi disponibil pentru anul ăsta, dar persoana va fi eligibilă dacă depune la următoarea etapă, când depune cereri pentru compensații, se va încadra în criteriile care vor fi de eligibilitate, care vor fi pentru următoarele sesiuni. Și înțelegem lucrul ăsta că este important, fiindcă nu excludem că unele persoane care au depus cereri inițial, deja fie că nu sunt în țară sau și-au schimbat numărul de telefon mobil, respectiv nu are sens să mai repetăm cu o sesiune, fiindcă am exersat acest lucru, am organizat sesiuni repetate la etapa de pilotare a programului și numărul persoanelor care au valorificat din a doilea încercare erau foarte mic și de obicei problema era nu în faptul că nu a știut, problema că a neglijat, în mare parte, neglijat acel SMS, fiindcă nu i-a dat seriozitate la mesaj. De aceea, ca să nu reducem din oportunitatea altor persoane să beneficieze de vouchere, pentru sesiunea, pentru sezonul, da, respectiv, vor fi o singură notificare, dar persoana va avea posibilitatea să depună cerere de nou pentru compensații și să devină eligibil pentru următoarea sesiune. Nu vor fi eligibili, cu siguranță, cei care au reușit să valorifice un voucher. Spuneți cumva ar trebui să demonstreze beneficiarii sau aducă acele informații. Da. În cazul în care nu are, sunt doctori care nu au, de exemplu, mașină de spălat. Bun. La etapa dată, noi suntem, deci încercăm să excludem practic de pe piață sau să retragem din circuit echipamentele vechi la maxim. Dacă vom mai ajunge la o anumită etapă când se constată că beneficiarii, un număr semnificativ de beneficiari nu poate oferi în schimb un electrocasnic vechi, atunci noi vom examina posibilitatea de a lansa sesiuni fără obligativitatea de a întoarce în schimb un echipament vechi. Și iată, pentru anul viitor, de exemplu, cei care vor depune cereri pentru compensații în sezonul respectiv pentru următor sezon de încălzire, vor avea posibilitatea să bifeze ce electrocasnice vechi doresc să înlocuiască, astfel încât sesiunile care vor fi generate la anul viitor vor fi țintite și vor răspunde necesităților reale ale unei gospodării casnice. Acum noi intuim doar că beneficiarii au nevoie de o mașină spălat nouă sau un frigider. Anul viitor noi vom ști sigur că, iată, gospodăria dată a optat pentru înlocuirea mașinii spălat sau frigiderului respectiv. Se va propune un echipament care la
dorit acea persoană. În plus, se va extinde și lista pe echipamente. Suntem, au ca și opțiune populația acum să bifeze, fie vorba de unui dispozitiv de aer condiționat. Acestea au fost unele din semnale care le-am primit de pe piață. La fel, boileri electrice. La moment, deci populația, dacă cei care vor opta pentru asemenea echipamente, ele vor fi disponibile pentru program, în program pentru anul viitor. Și anticipăm că în cazul condiționerilor, aparatelor de aer condiționat, nu va fi necesar, probabil nu va fi necesar să înlocuiască unul vechi, fiindcă mulți nu au, deci sau sunt puțini cei care îl au unul la moment. Sensul principal al acestui program este într-adevăr să ajutăm pe cei care au facturi înalte și să le ajutăm prin aceste schimbări de echipament și să reducă factura. Evident că dacă nu poți să ai, și de asta și criteriile care au fost alese, au fost criterii care măsurau, inclusiv noi am dat prioritate celor care au un consum mai înalt de energie, pentru că acolo este potențialul de economie. Sigur că e greu să ai un consum mare de energie dacă n-ai electrocasnici și n-ai și dat la schimb. De asta noi vom merge pe parcurs, vom intra în detalii. Într-adevăr, acum mergem mai mult pe date statistice depersonalizate, deci generale. În mediu s-a solicitat asta, în mediu s-a solicitat aceea. Acum se creează se integrează deci colaborarea asta, da, funcționalitatea asta a bazei de date a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care atunci când acordă compensații, solicită anumite informații și includă anumite întrebări care sunt necesare pentru CNET, pentru următoarele sesiuni de vouchere pentru electrocasnice, și treptat aceste dificultăți vor fi scoase și vom ști mai exact, nu în mediu, nu la general, nu statistic, dar personal pe fiecare gospodărie casnică, care sunt preferințele, care sunt necesitățile, care este, spunem, principala sursă de consum care deranjează. Vreau să adaug încă un aspect legat de impactul programului. Pe lângă cel de mediu și economic asupra beneficiarilor, programul are un impact foarte important și educativ. Ținând cont de faptul că în program sunt eligibile echipamente care au clasă de înaltă deficiență energetică, ne bucurăm să vedem că populația studiază și încep să înțeleagă ce înseamnă acea etichetă energetică, și atunci când procură un electrocasnic, pot să ia o decizie informată, documentată, analizând cele date de pe etichetă care indică care este consumul de energie anual, pot să decidă care ar fi echipamentul potrivit pentru necesitățile lor. Fie că e vorba de un echipament care este foarte performant energetic, dar mai scump, și în cazul în care el este utilizat mai intens, atunci este fezabil să faci o așa investiție, sau decizi să procuri un echipament un pic mai puțin performant, dar dacă ai un regim de utilizare mai moderat, atunci nu are sens să investești pentru unul care nu se va recupera investiția. De aceea este foarte important că piața la noi se dezvolte, că sectorul privat, companiile, parteneri, deci au pus accent și fac disponibil acea etichetă nouă. Foarte important că e vorba de o etichetă nouă deja. Eticheta veche a fost practic scoasă din utilizare și iată, acest program permite și educarea unui comportament, sau educarea populației ce se privește utilizarea informațiilor privind consumul de energie, acea etichetă pe care o vedem pe electrocasnice în scopul de a lua o decizie documentată. În programul pilot, câte voucheri? Deci în program pilot au fost alocate 5,8 milioane de dolari, peste 32.000 de voucheri pentru becuri. Și 6.000-7.000 aproximativ de vouchere pentru electrocasnice mari. Pe lângă cele 7.000-7.000 de familii deja identificate, câte familii au mai venit cu acest voucher? Deci noi operăm cu datele care sunt în sistemul informațional la moment, și doar din categoria de frugitate energetică la moment ar necesita vouchere 64.000 de beneficiari, în cont de faptul că anterior ei au, o bună parte au valorificat, da, vouchere. Iată, la moment avem ca și eligibili, dacă corespund criteriilor programului, peste 60 de beneficiari. 60.000 de beneficiari. Dar
Noi, deci programul este structurat în ordine prioritar, deci va aborda beneficiari, va dedica beneficiari în ordine prioritar, deci după ce se epuizează potențialul număr de beneficiari din categoria extinderea energetică, se va trece la următoarea categorie energetică. Lucrul este valabil pentru anul ăsta. Anul viitor se va merge după aceeași abordare, însă numărul beneficiarilor, potențialul beneficiari se va schimba, fiindcă cu siguranță se modifică veniturile unui gospodării casnice, se modifică consumul de energie, vor fi alte prețuri la resurse energetice care vor influența gradul de unitate energetică al potențialilor beneficiari. Respectiv, anul viitor vom opera cu datele care vor fi disponibile după ce vom trece prin acest exercițiu de reînregistrare sistemul pentru compensație. Și respectiv, noi avem datele, istoricul, care ne vor permite ca anul viitor să excludem din lista beneficiarilor pe cei care au beneficiat deja de voucher pentru electrocasnice mari. Poate un ultim aspect, deci valoarea întreagă a programului național este în jur de 450 de milioane de lei și noi estimăm că în 7 ani această finanțare poate fi recuperată prin deci consumul redus ca valoare adăugată a acestor electrocasnice. 450 de milioane sau nu pe anul este? Nu, pentru 3 ani. Pentru 3 ani clar, de zile, da. Ca să fie clar. Programul e planificat pentru 3 ani de zile implementare, efectul este calculat la 7 ani de zile, se va recupera investiția practic care este făcută, dar cu resurse suntem în discuții cu partenerii de dezvoltare și în funcție și de resursele cu care le vom accesa, numărul de beneficiari va fi revizuit, va fi calculat în funcție de aceasta. Acum acest program este la fel sprijinit financiar, așa cum a menționat și doamna Novac, și de Guvernul Norvegiei, dincolo de banii din resursele Guvernului. Așa că mizăm cu cât mai mult, sigur, cu cât mai mult vom reuși să aducem granturi externe pentru acest program, pentru că aici nu putem vorbi despre mijloace, nu putem finanța din mijloace de credit. Astea sunt bani care noi odată îi acordăm beneficiarilor și de-aia, dacă vom reuși să atragem mai multe granturi pentru asemenea programe, sigur că programul va fi extins. Mersi! Da, mulțumim!